Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, Agricultura la Raport. Astă seară două subiecte pe cinste, două subiecte foarte faine la care vă invit să stați alături de noi. Mai întâi pentru că e sezonul culesului strugurilor, e sezonul în care ne pregătim să punem ceva în damigene, să punem deoparte un vin de calitate pentru Crăciun, pentru Sfintele Paști, de ce nu, pentru fiecare zi din an, dacă avem în vedere și măsura. Măsura o să o aflați în această seară, dacă avem o măsură sau nu avem o măsură, dacă trebuie să ne impunem sau nu. Aflăm nu atât de la primul invitat, și anume somelierul Septimiu Crișan, cât de la cel de-al doilea invitat din această seară, după ora 9, când discutăm cu nutriționista Laura Biriș despre ce mâncăm, ce punem pe masă în fiecare zi și de ce nu o să o provocăm și pe tema vinului, să vedem cam ce părere au nutriționiștii despre consumul de vin, cât ar trebui să fim de moderați, în ce măsură ar trebui să-l folosim atunci când ne și așezăm la o masă, nu neapărat bogată, la o masă de fiecare zi. Spuneam că e momentul în care deja a început culesul strugurilor, au apărut o grămadă de articole în presa românească legate de faptul că ploile din ultima vreme ar fi afectat în mare, mare măsură calitatea strugurilor din acest an. Dacă este așa sau nu este așa, încercăm să aflăm în această seară. Vom avea puncte de vedere și exprimate și de către producători de struguri, producători de vinuri din România. O să înțelegem din discuția din această seară dacă avem motive să ne îngrijorăm sau, dimpotrivă, să fim fericiți că am avut un an bun. Dacă în materie de agricultură în general, să spunem, toată lumea, toate statisticile, toate socotelile au ieșit pe plus, în sensul că am obținut producții foarte bune, că vorbim de grâu, ovăz, orz și alte cele, e bine, unii se bucură, alții plâng. Cu un ochi râdem, cu unul plângem, să zicem. Dar nu știu sigur dacă e cazul să plângem în momentul de față în ceea ce privește vinul, producția de struguri din acest an. Septimiu, mersi fain că ai acceptat invitația noastră. Bine ai revenit în platourile noastre. Mulțumesc și eu pentru invitație. Ce ai făcut vara asta? Pe unde ai umblat? Pentru că știu pe unde umbli în general. Știu că ești un răsfățat al soartei. Că umbli din festival în festival, din podgorie în podgorie. Ai umblat și vara asta, sunt convins de acest lucru. Combin utilul cu plăcutul. Vreau să spun în fața telespectatorilor că ai avut o promisiune pe care ai angajat-o față de mine și nu ți-ai ținut-o. Adică? Da? Mi-ai spus că o să mă iei cu tine și eu am avut vacanță două luni și mi-ai zis, bă, o să te iau și pe tine, uite, ca să înțelegi și tu că atunci când vorbim despre vinuri, despre viță de vie, despre struguri și așa mai departe. E adevărat că cea mai fermă, promisiune a fost legată de târgul de la Padova, da? Zic bine? Padova? Nu, Verona, asta este anul viitor. Verona, pardon, anul viitor, da. E adevărat, dar credeam că mă antrenez încă din vara asta. Și înainte de Verona este Montpellier, în Franța, înainte cu o lună. Înainte cu o lună. Da. Deja am și rezervat. Poți să reînnoiești promisiunea pe care... Deja am și rezervat cazare. Okay. Voi fi acolo. Și pentru tine. Voi fi acolo cu tine. Cum arată anul ăsta, din punctul tău de vedere, a unui om care, da, stă cu ochii foarte atenție pe ceea ce se întâmplă în cultura de vin, de viță de vie, de struguri. E un an bun, e un an prost. Cum stăm? Acum, subiectul este destul de complex de discutat. Eu am să fac niște referințe la părerile specialiștilor din Europa și din România, cu care am discutat vara asta, cum ți-am spus, combinând utilul cu plăcutul. Mi-am făcut câteva sejururi la producători de vin, fie din Italia, Franța sau România. Am prins chiar perioada culesului în România. Pe plan mondial se vorbește despre unul dintre cei mai slabi ani, de fapt pe plan mondial, vorbind de Europa, unul dintre cei mai slabi ani în producția sau în vița de vie, în cultura viței de vie. Pentru că luna mai, în speță în Franța, a fost declarată cea mai proastă lună din ultima sută de ani. Ca și luna mai, când strugurii au nevoie de căldură în prima fază a dezvoltării lor, apoi, odată începută dezvoltarea, să aibă nevoie de ploaie și apoi de căldură. Deci e o lună decisivă, luna mai, înțeleg. Așa spun producătorii, că luna mai este decisivă. Și în sensul ăsta, producători din Franța și Italia, mai ales cei care cunosc foarte bine România, sunt într-un fel, să putem spune, invidioși pe producătorii din România.
Pentru că în România nu s-au înregistrat manifestări extreme ale condițiilor ale vremii, să zic așa. N-a fost ploaie foarte mult. Iarna a fost foarte blândă, deci pregătirea pentru primăvară a fost relativ blândă. Perioadele prelungite de insolație, să zic așa, deci de căldură toridă, au venit la timp. Iar noi, luna mai, am avut una dintre cele mai frumoase luni mai pentru vița de vie. O lună mai cu zile foarte calde, apoi cu zile mai puțin calde, dar nu foarte reci și nu foarte ploioase, cum au avut francezii. Și dacă bine mi-amintesc, un institut de statistică a vremii din Statele Unite au declarat luna mai cea mai caldă lună pe planetă, în afară de Franța. Din ultima... Excepție Franța. 100, din ultimii 134 de ani. Excepție Franța. Producătorii francezi spun să uităm acest mai 2013. Așa cum steau, ar trebui să uite meciul penultimul și ultimul, cel de aseară, cel de la Schalke. Dar ei, când se raportează la 2012, totuși spun că au o producție cu 4% mai, deci crescută cu 4% față de 2012, dar undeva cu 7-8% mai slabă decât media ultimilor 3-4 ani. Când vorbesc de români, și asta am întâlnit și astă vară, la începutul verii în Franța și acum toamna, ei spun clar, în România anul ăsta trebuie să fie o producție foarte bună. Și citind statisticile din ultimele zile, din ultimele 2-3 săptămâni, într-adevăr în România va fi o producție record de aproximativ 4 milioane de hectolitri de vin, deci foarte mult vin. Să uităm de vinul făcut din altceva, avem enorm de mulți struguri. Deci 4 milioane de hectolitri. 4 milioane de hectolitri. De litri, da? Deci 10 ori mai puțin decât Franța. Franța are undeva la 40-45 de milioane de hectolitri pe an. Și producția se datorează a doi factori. Primul este o nouă producție care vine într-un an, când apar pe rod, intră pe rod încă alte culturi, mii da? De hectare. Și datorită climei. Deci nu au voie producătorii de vin să se plângă anul ăsta. La fel cum, în general, în agricultură. În România, anul ăsta, se știe că a fost un an prielnic. N-am avut... Și totuși, uite, Septimiu, citesc din presa românească. Ploile din ultimele zile taie din prețul și calitatea strugurilor. Specialiștii din domeniu spun că atât soiurile tehnice cât și strugurii de masă sunt afectați de mucegaie, un surplus de apă în boabe. Din această cauză, prețul strugurilor a avut și el de suferit, se zice. În comparație cu alți ani, costurile s-au redus cu aproape 2 lei. Adică, probabil că, asta ca să înțeleagă toată lumea, la fel s-a întâmplat, la fel se plâng și cerealierii, care spun, domnule, a fost un an nemaipomenit, am obținut producții grozave, însă, obținând foarte mult, oferta e mare și atunci, sigur, ca să vinzi, trebuie să te duci cu prețul. Deci un motiv pentru care jos. Și strugurii producția mare. Scade producția mare. Acum depinde și de zonă. În zona unde se culege mai târziu, deci așa au fost condițiile climaterice încât să se culeagă mai târziu, normal că ploaia multă influențează ultima fază a dezvoltării strugurilor și mai ales apariția mucegaiului și strugurile trebuie neapărat cules. Dar sunt zone unde culesul s-a terminat înainte să plouă. Sunt foarte multe zone în România unde culesul strugurilor s-a terminat. Da, avem o problemă, Septimiu. Tu spui că, iată, intră pe rod culturi noi, de viță de vie, mă rog, și în fermele mari care tot adaugă de la an la an suprafețe noi, așa cum se întâmplă și la Jitvei, de pildă, nu? Unde știm că evoluția a fost una mereu crescătoare în fiecare an. Și continuă an, să fie continuă tot așa. Și cred că și în acest an s-a mai intrat pe rod cu vreo 300 de hectare. Sau nu știu și anul viitor cu vreo 800. Deci, iată, mă rog, dimensiunile fermelor de viță de vie în România cresc. Nu va fi o problemă. Asta înseamnă că suntem totuși curajoși. Nu ne temem că totuși trăiești într-o lume globală în care piețele se intersectează, se influențează reciproc, nu? Totuși avem încredere că vom putea vinde vin românesc. Trebuie să ținem cont că și consumul de vin crește de la an la an. Nu numai în România, și în România, dar pe plan mondial. Sunt unele țări unde stagnează sau scade, dar foarte puțin, și altele unde crește exploziv. Să luăm exemplu Chinei.
unde deci și apar piețe noi, și practic, da? Apar piețe noi, să spunem, Franța, da, își păstrează consumul constant, pentru că au o cultură a consumului de vin, Italia la fel, populația lor nu crește neapărat, nu? Și atunci, sigur, e predictibil că se consumă atâta în Franța sau în Italia sau în... Apar piețe noi și apar piețele. Piața americană crește foarte mult. Deci piața din Nord America, America de Nord, asta înseamnă Canada, Statele Unite și Mexic, consumul de vin în ultimii 20 de ani s-a triplat pe cap de locuitor. Da, și tu continuă cum, să crească. Tu cum apreciezi lucrul ăsta? Adică o vezi ca o deschidere spre educație mai rafinată? Știm bine că vinul sau consumul de vin este un element al culturii oricărui popor. Sau face parte din elementele principale, să zic așa. Și în ultimii 25-30 de ani, în America de Nord, se popularizează tot mai mult consumul, bineînțeles, moderat de vin și mai ales părțile și efectele pozitive ale consumului de vin, servirea unui par de vin la fiecare masă, la masa de prânz, la masa de cină, asocierile care se fac și se încurajează să se facă asocieri de mâncare cu vinuri, se promovează tot mai mult vinurile în rândul maselor, deci nu numai în rândul elitelor, în rândul maselor. Păi de-aia zice, nu, vin de masă. Ca și vin masele să se bucure, frate, de un par de vin în fiecare zi. Nu e forțată, nu știu, tendința asta în România de a suplimenta mereu suprafețele cultivate cu viță de vie? Suntem într-un program de reconversie a viței de vie cu finanțări europene. Foarte mare parte din tot ce s-a cultivat în România în ultimii 7 ani, 8 ani, să spunem, sunt culturi făcute pe fonduri europene, pentru că știm că a fost o șapcă mare de bani acolo. Vor mai fi bani în domeniul acesta. Totuși, nu ne aruncăm un pic cu capul înainte. Pentru că, sigur, ai nevoie de management, de propice, marketing, deci avem de pământ propice, știința de a vinde, că am mai povestit noi aici, nu? Când te trimiți la târguri internaționale și te pune la paste făinoase să-ți expui vinurile. Se mai întâmplă. Dacă avem pământ, deci terenuri propice și care avantajează cultura viței de vie, de ce să nu profităm? De fapt, mare parte din aceste terenuri nu se reorientează spre cultura viței de vie. Ele redevin ce au fost cândva. Redevin acum 40-50 de ani. Deci nu o să avem în următorii 5-6 ani mai multă viță de vie cultivată decât aveam acum 40-50 de ani. Probabil, sau mai mult ca sigur, nu probabil, o să avem vin de calitate superioară față de ce era atunci, dar trebuie să profităm. Dacă avem pământ bun pentru așa ceva, pământ care să avantajeze cultura viței de vie, de ce nu? Septimiu, acum nu e neapărat domeniul tău, dar ești un tip informat în materie de vin, viță de vie, arealuri prielnice. Ce îi spui unui cetățean care, nu știu, nu trăiește pe Valea Târnavelor, nu trăiește în Codnar, nu trăiește în dealurile Prahovei sau pe unde mai cultivăm noi viță de vie în România, trăiește într-o zonă care, să spunem, n-a avut tradiție viticolă până astăzi. Tu, de pildă, eu am văzut că tot emitem de la Cluj Agro TV, în județul Cluj, o podgorie înființată, într-un spațiu în care nu avea, să spunem, nu făcea parte dintr-un areal al viței de vie, al strugurilor, al vinului, înființat o podgorie de 12 hectare, inclusiv Pinot Noir, de pildă. Adică vinuri roșii, struguri roșii, care, să zicem, da, așteaptă o climă mai generoasă, o insolație mai puternică. Ce poți să-i spui unui om? Poate să se apuce de o cultură de viță de vie într-un spațiu care încă n-a fost consacrat, să zicem, în harta viticola României? Părerea mea, acea persoană sau acele persoane care încep de la zero o muncă în domeniul ăsta, o cultură de viță de vie, eu cred că se informează înainte, pentru că există specialiști care îți analizează solul, îți analizează clima în ultimii X ani, 10, 15, 20 de ani, scăderile și creșterile de temperatură de la un sezon la altul, dacă sunt bruște, dacă sunt lente,
Eu cred că nu se apucă și nu începe cineva să cultive vița de vie de dragul de a o cultiva. Înainte trebuie să te consulți. E adevărat că se fac și case fără să fie consultați specialiștii, dar în domeniul agriculturii, mai ales când, cum spui tu, 12-15 hectare să te apuci de să începe o muncă de durată, pentru că nu ai plantat astăzi viță de vie și mâine, poimine, anul viitor, peste 2 ani, ai schimbat și ai făcut altceva. La viță de vie trebuie să aștepți 3-4 ani pentru prima producție, primul an de teste, în anul al 4-lea, al 5-lea ai scos vinurile pe piață și nu e ușor să le scoți pe piață în concurență, așa cum spuneai și tu, care există în ziua de azi. Deci, eu cred că atât timp cât consumul crește, este un semn încurajator și oamenii care depun eforturi și din pasiune fac ceea ce fac, pentru că, în primul rând, trebuie să fii pasionat, indiferent ce cultivi. Da, așa, din peregrinările tale prin România, am văzut în domeniul cerealelor, avem, nu știu, jucători foarte mari. Deci sunt suprafețe agricole cultivate de fermieri în România, cum nu găsești în toată Europa. Adică ai de genul 10.000 de hectare, de la 60.000 în jos, da? 10.000 de hectare, dimensiuni uriașe a unei ferme de cereale. La fel, avem ferme viticole în România care, de asemenea, au volume dintre astea impresionante. Că am pomenit pe cei de la Jitvei cu 2.500 de hectare, 2.400 3.000 de hectare. 3.000 anul ăsta și anul viitor vor avea încă 800. Cum îți sună chestiile astea? Adică cum ți se pare să vorbești de o fermă? Ai mai fost în ferme de anvergura asta în altă parte? Nu. În Italia și în Franța am vizitat cooperative, acolo unde se culeg, în fine, între ghilimele se culeg, deci se adună strugurii sau mustul de la zeci, sute de producători, care la rândul lor au maxim un hectar, două, trei, cinci. Noi, apropo de asta, și la producătorul mic, noi avem mult mai mult per cap de producător mic în suprafețe cultivate decât în Italia sau Franța. În Italia sau Franța, un producător mic are jumătate de hectar, un hectar, două, trei, cinci. Noi aici, mai înainte spuneai tu, un producător mic, 12 hectare. Da, da, da. E un cunosc foarte mulți producători mici aici care au 8, 9, 10 hectare și se numesc producători mici. În Franța și cel cu un hectar, cu 2 hectare, este un producător. Și cei mai mulți sunt așa, mai ales în Italia, unde sunt aproximativ 1 milion de hectare de struguri, de viță, de vie. 1 milion de hectare. Pentru vin și sunt în jur de 1 milion de producători. Deci media este undeva la hectar de producător. Pentru că sunt foarte mulți dintre ei care au 1, 2, 3, 4, 5 hectare. Noi și la cei mari suntem foarte mari și la cei mici. Suntem dar tot. Să nu uităm că suntem puțini. Adică producători mari sunt puțini, păi producători mici sunt puțini. E foarte important să spui lucrul ăsta pentru că, în general, oamenii zic așa, bă, dacă ăla face 3.000 de hectare, ce mă apuc eu să fac 3 hectare de vin, de viță de vie, dar râde curât curcile de mine. Adică face sens din ceea ce îmi spui tu, ca tu, cetățeanul Xulescu, să deții o proprietate viticolă de 1,5 hectare, de 2 hectare, de 3 hectare. Poate să devină un business. Poate să devină un business atunci când consumatorul sau parte din consumator, o mică parte din consumator, o să facă și deja încep să facă diferența între producătorul mic, cel care își depune trup și suflet, își lasă viața, familia pentru vița lui de vie, pentru a scoate un produs finit, deci vinul în speță, de o calitate nu neapărat superioară unui mare producător, dar de multe ori grija lui pentru vin, pentru produsul ce îl va obține, din care își duce existența el și familia lui, să fie mult mai mare decât la cel producătorul mare, producătorul industrial. Deci este clar, vinul le-am stabilit odată, pentru totdeauna atâția struguri avem și noi și lumea, planeta în general, vinul se face din struguri. Deci nu se pune niciun fel de problemă altfel. Dar producătorul mic, acela care are un hectar, 2, 3, 5, 8, 50 de hectare față de cel care are 3.000, va lucra cu trup și suflet mult mai implicat, pentru că într-o firmă mare care are 3.000 de hectare, există și 3.000 de angajați. Vorba vine, poate da, 300. Da. Care la rândul lor, mecanic,
își face fiecare treaba lui. Neimplicat. Neimplicat sufletește. Deci fiecare produs are loc pe piață. Iar fermierii ăștia de care tu pomeneai, italieni, francezi, și români acum, care dețin, nu știu, suprafețe mici, un hectar, două hectare, fac treaba asta de amar de vreme, adică sunt vii pe care le-au preluat, le-au moștenit a cincea, șasea, șaptea generație. Trăiesc o familie de 4-5 membri, de 5-6-7 generații din cele 2-3-5 hectare de viță de vie. Există o problemă și chiar m-am gândit astăzi când mi-ai spus despre ce o să povestim. Într-un an ca și ăsta, deci un an foarte atipic, în alte părți, nu în România. De exemplu, în Franța, eu am avut luna mai foarte ploioasă, la început de iunie, multă grindină, gheață, producători mici și-au văzut compromisă producția în proporție de 100% și apelează la polițele de asigurări, care și-au putut permite să aibă asigurări. Deci, în cazuri din astea, când ei efectiv trăiesc, ca și business de familie, trăiesc din cele câteva hectare, într-un an greu, într-un an prost, într-un an defavorabil, atunci poate să termine. Deci să termine cu afacerea, efectiv, să se orienteze spre altceva. Da. Îl avem la telefon pe domnul Gabriel Roceanu. Bună seara, domnul Roceanu. Bună seara. Mulțumesc că ați acceptat să intrați în direct cu noi în această seară. Discutăm despre producția de struguri din acest an. Părerile sunt împărțite. Septimiu Crișan, somelier, specialistul nostru AgroTV în vinuri, desigur, nu în viță de vie și în struguri, ne vorbește totuși că România a fost privilegiată în raport cu Franța sau cu alte, țări care n-au fost atât de protejate de bunul Dumnezeu din punct de vedere al precipitațiilor. Cum înregistrați dumneavoastră, ca director general a unei crame, a unei podgorii, cum înregistrați dumneavoastră acest an în catastiful ăla al anilor buni, slabi, deosebit de buni sau deosebit de slabi? Încă o dată bună seara și salut, Septimiu. Salut. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Revin și exact la ce spunea și Septimiu puțin mai devreme. A fost un an atipic, să știți, și pentru România, nu numai pentru Europa. Asta raportându-ne și la sezonul trecut. Vița de vie și strugurii depind foarte mult în anul de recoltă de sezonul precedent. Cum a fost anul trecut, ce ploi au fost, soare, iarnă și așa mai departe. Și ne aducem aminte că în 2012 am avut o iarnă foarte agresivă în România, cu geluri foarte nepraznice. Au înghețat foarte mulți muguri de rod și anul ăsta, bineînțeles, și-au revenit. Și putem spune că suntem satisfăcuți de anul viticol 2013. Totuși, ne-a ajutat foarte mult primăvara. Și mă bucur că Septimiu a amintit de luna mai. Știi, Septimiu, cum zice românul, dacă plouă în mai, e mălai. Acum noi vorbim de struguri, dar tot în agricultură suntem. Și primăvara într-adevăr a ajutat și iarna, că a fost o iarnă neblândă și acum în perioada de precoacere, în perioada în care au început să se coacă struguri, am observat că există potențial. Și putem denumi, pe scurt, sezonul 2013 ca un sezon bun. Sub nicio formă, nu eu personal, nu pot găsi în nivelul acesta excepțional, pentru că, cel puțin noi, făcătorii de vin de la Oprișor, chiar ne dorim să avem un sezon excepțional și încă îl căutăm. Suntem cam pretențioși un pic așa mai nemulțumiți tot timpul. Dar, pe ansamblu, a fost un an bun și calitativ și cantitativ. Deci ați avut cantități mai bune, să spunem, decât în 2012? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Bun, dar povestea aceea legată de, articole apărute în presă care spun, domnule, aici probabil că mai curând se referă la producătorii de struguri de masă, mă gândesc eu, sugerând că prețul, fiind cantități, desigur, destul de bune, totuși ploile din ultima vreme au adus mucegai, au adus tot felul de necazuri în vii, iar prețul ar fi scăzut până și cu 2 lei pe kilogram. Acum nu-mi imaginez cu cât se vinde kilogramul de struguri, abar n-am.
este posibil. 1,20 lei, păi cum puteau să-l vândă atunci cu 2 lei mai puțin? Nu, 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 sunt niște erori. Sunt niște erori de înțelegere, probabil, și de transcriere în presa unor informații. Am mai întâlnit asemenea situații. E dificil, că aici este plaja mică. Da, strugurii foarte, foarte bun pentru vin pot ajunge și la peste 2 lei kilogramul, pot ajunge și mai jos de 1 leu în funcție de an, în funcție de calitate de soi, bineînțeles, foarte important este soiul, foarte important sunt multe criterii tehnice pe care nu știu dacă e cazul să le enumerăm aici. Păi n-ar strica un pic, domnul Roceanu, dați-ne și câteva exemple. Să spunem, nu știu, pe Sauvignon Blanc, pe nu știu, pe Cabernet Sauvignon, pe Merlot, pe cam câte tone, cât se obține pe un hectar și dați-ne așa să avem un termen de comparație ca să priceapă toată lumea atunci când spuneți dumneavoastră că 2013 un an mai bun decât 2012 și din punct de vedere cantitativ, ca să priceapă lumea, bă, ce înseamnă a culege un hectar de viță de vie dintr-un soi, din două soiuri. Dați-ne câteva exemple, vă rog. Sigur, și aici trebuie să mă raportez la o medie a criteriilor tehnice și a criteriilor de calitate, pentru că, de exemplu, vița de vie se cultivă pe diferite densități per hectar, adică vorbim de număr de plante per hectar. În zona Champagne, de exemplu, în Franța, este nevoie de foarte mult lichid și atunci densitatea poate ajunge și până la 12.000 de plante pe hectar. Dar haideți să nu intrăm în amănunte în aceste extreme și să vorbim de România, unde este o medie de 4.500-5.000 de plante per hectar. Da. Și pentru un vin, să zicem, pe care consumatorul îl agrează ca un vin ușor, tânăr, easy going, easy drinking, cum este acum la modă să se spună, să zicem că o 9-10 tone la hectar de strugure, care convertit în licoare, cât înseamnă? 68%, hai să zicem în 7.000 de litri per hectar. 7.000 de litri per hectar. Da, ar fi satisfăcător, astfel încât să păstrăm și echilibru în vinuri, pentru că dacă este foarte mult fruct pe o plantă, atunci înseamnă că avem și foarte multă apă, în detrimentul compușilor de arome. Și atunci, nu eu vorbesc de 9-10 tone la hectar, ideea în care, într-adevăr, acel vin final își păstrează tipicitatea de soi, adică regăsești în el tot ce înseamnă caracterul soiului respectiv și ești satisfăcut de gust, că până la urmă noi, cei care bem vinul și cel care facem, asta vrem. Ducându-ne mai sus cu volumele, dacă, să zicem, avem un an în care sunt fructe foarte multe, atunci, într-adevăr, putem obține un vin, dar puțin mai dezechilibrat. La alte soiuri se pot obține și 2 tone, 3 tone la hectar, în funcție de capacitatea plantei de a fructifica și de ceea ce dorește și viticultorul împreună cu vinificatorul. Și noi la Oprișor și ceilalți făcători de vin sunt convins că lucrează în echipă, nu se poate de unul singur și atunci negociem la începutul anului în funcție de ce vrem să facem, cât lăsăm fructul pe plantă. Negociați cum? Adică cu cine negociați? Iertați-mă. Noi între noi, după feedback-ul pe care îl avem din piață, mm-hmm, după ce dorește clientul nostru. Am înțeles. Clienții noștri actuali și clienții noștri potențiali. Și până la urmă, clientul ce dorește? Să aibă satisfacția gustului și plăcerea de a savura un vin, bineînțeles, o gastronomie foarte bună. Și atunci ne orientăm spre ceea ce putem să dăm clientului și savoarea și valoarea unui vin depinde, bineînțeles, și de vocația acelui soi. Vă dau și un exemplu, fără să declasific anumite soiuri. Sunt soiuri, de exemplu, cum ar veni o fetească albă, să zicem, care este excepțional, un soi foarte bun, dar acest soi nu este destinat maturării, nu poate fi un vin de mare valoare peste 15 ani. În schimb, feteasca neagră, într-adevăr, îi se poate da o valoare, se poate tezauriza. E, ca să tezaurizezi un vin, trebuie să aibă esență, să aibă consistență. Atunci, recolta la hectar, revenind la întrebarea noastră, trebuie să fie mică, ajutată și de natură, dar ajutată și de noi din timp, echilibrând masa foliară, câte frunze avem pe plantă, cât poate să dea nutriție, adică mâncărică, acelor babe de struguri ca să iasă ceva foarte consistent, un gust foarte bun.
Da. În cazul acesta, să zicem, vorbim de Fetească Neagră, spuneți, intervenim noi, intervine natura, cât, să spunem, pentru a obține un vin care să rămână în, mă rog, într-o colecție, cam ce recolte adunăm de pe un hectar de Fetească Neagră? La noi în Oprișor facem în felul următor. Mai plus, minus, dați-mi voie să am și o mică plajă de eroare în procente. Să zicem, pentru gamele de vinuri ușoare, tinere, care se nebaricate, adică nematurate la baric, obținem 7800 de kilograme de struguri pe hectar. Vorbind aici de faptul că Fetească Neagră niciodată ea nu poate să dea mai mult de 8 tone jumate. Am înțeles. Așa e ea făcută. Iar pentru când ne ducem încolo, în sus, un pic, înspre pretențiile de vinuri maturate la baric, plus cupaje speciale, cum ar veni vinuri mai sofisticate și mai consistente, putem ajunge până la 4 tone jumate la hectar în an normal. În an normal. Rețineți, am avut un an 2007, pe care țin minte foarte mulți viticultori de România, în care efectiv strugurii s-au copt prin deshidratare și s-a pierdut apa și atunci am ajuns și la 3 tone pe hectar, în care s-au obținut vinuri extraordinar de bune, dar foarte puține. Da. Bun. Una peste alta, din punctul nostru de vedere, lucrurile stau bine. A fost un an ok, un an bun, un an mai bun decât 2012. Consumatorii au motive să spere că peste câteva luni de zile vor bea niște vinuri tinere așa cum se așteaptă ei. Sigur, și vinuri tinere peste câteva luni sau chiar săptămâni sunt unii care pot să sunt soiuri sau vinuri care pot ieși tipul novelo, cum se poartă acum, la câteva luni de la recoltare. Dar și, bineînțeles, în anii următori, vinurile care își termină perioada aceasta de maturare. De maturare. Da, chiar dacă au fost acum niște ploi, nu, într-un fel, da, nu sunt binevenite, dar acolo unde recoltatul a fost dus până la un anumit punct, de exemplu, la Oprișor, nu avem griji, pentru că au rămas pe câmp doar soiurile de la care așteptăm o maturare foarte puternică, adică câteva parcele de Cabernet Sauvignon și Merlot, la care chiar noi avem pretenție să mai stea acolo câteva săptămâni bune. Domnule Răceanu, vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoința de a intra în direct cu noi în această seară și vă așteptăm cât de curând și la Cluj să stăm de vorbă despre piața vinului în România. Mult succes în ceea ce faceți. Luăm o pauză, dragi prieteni, după aceea ne întoarcem cu Septimiu Crișan și vom mai încerca o legătură telefonică cu șeful unei alte crame, unei alte podgorii din România, să vedem încă un punct de vedere. Iată, încă o dată, una spune presa, alta spune cei care își fac treaba acolo la fața locului. Ar fi bine să cădem de acord, la un moment dat, nu, Septimiu? Bun, ne întoarcem după pauză. Oameni buni, continuăm discuția despre vin în această seară, despre struguri, despre recolta din acest an. O să facem o emisiune în curând mai punctual așa pe ceea ce s-a obținut în acest an ca recoltă în vița de vie. Însă vreau să continuăm discuția despre un lucru foarte important până la urmă, dar care, așa cum și în alte domenii, e străin românilor, și anume instituția aia a impresarului în artă, nu avem. A brokerului în, nu știu, în credite, nu prea o avem. Să chinuie oamenii să ne convingă că e bine să apelez la un specialist. A brokerului, de ce nu, în piața vinului, pentru că atunci când ai 3 hectare, 5 hectare, 10 hectare, 12 hectare, trebuie să te gândești, bă, cine mă vinde pe mine până la urmă? Pentru că s-ar putea ca să nu ai uneltele alea de marketing, de management, ca să știi să faci treaba aia, pentru că se face după o anumită regulă, cu o anumită știință de carte. Îmi spunea Septimiu un lucru, Septimiu, te-aș ruga să spui și oamenilor cam cum se practică treaba asta, adică cine vinde pe micii producători în altă parte, ce face un italian cu 8 hectare de viță de vie? Sau cu jumătate de hectare. Sau cu jumătate de hectare, sau cu 2 hectare. Deci am cunoscut aceste
sau din aceste firme de brokeraj, nu le putem spune brokeraj, dar hai să-i numim așa, care de fapt reprezintă 30, 50, 70, 170 de mici producători. Am cunoscut și în Italia, am cunoscut în Toscana, în Piemonte, am cunoscut în Franța, chiar și la Bordeaux. Producătorul mic își desfășoară activitatea 365 de zile din 365 în Vița de Vie, în Podgorie. După aceea încramă, vinifică, ascultă vinul în fiecare zi, să-i vadă evoluția. Nu are timp să-l vândă. Și atunci ei se grupează. Există două tipuri de grupaje. Deci se grupează în jurul unui broker, să-i spun, cum l-am denumit înainte, a unei firme care îi reprezintă pe ei să le vândă produsele în absolut egală măsură vis-a-vis de promovare. Adică din cei X persoane sau X producători pe care are în portofoliu, niciodată nu o să promoveze pe unul mai mult decât pe celălalt. Bine, cantitativ se poate. Dacă unul are 15 hectare și unul 5, normal că volumul de vânzare poate să fie mai mare pentru cel cu producția mai mare. Și mai există celălalt mod de a se grupa, este vorba de cooperative. Acolo ei nu aduc vinul sau nu aduc strugurii, să zic, din Podgorie în produs finit, în vin. Ei fie vând strugurii, fie vând mustul. Dar cei mai mulți vând strugurii. Există cooperative care adună, cum spuneam și la începutul emisiunii, strugurii de la zeci de producători. Sunt mulți producători care o parte din producție o vând cooperativei, cu care, sau din venitul adus pe vânzarea strugurilor, își asigură traiul de zi cu zi și o parte țin și își fac ei. Adică ce propria lor, practică... propriului lor brand. Nu înseamnă că toți care vând vin sau struguri cooperativei nu o să aibă și propriul lor brand. Deci există mai multe metode, dar de prima ce vorbeam, acolo este un lucru foarte important și văd în România cum aleargă producătorii mici și ei trebuie să și paseze, să și marcheze, să și centreze, pentru că nu ai cum să ai atâția angajați care să fie și în departamentul de marketing, și de vânzări, și financiar, contabil, și promovare, PR și așa mai departe. Nu ai cum, nu ai posibilități financiare. Și atunci trebuie să alegi să-ți poți vinde produsul, să-ți poți vinde vinul. Pe când dincolo, ei se ocupă doar de vin. Când producția sau vânzările nu au cum să aducă venituri de așa mărime încât să poată acoperi mai multe posturi, atunci ei semnează un contract cu o firmă care îi reprezintă peste tot în lume. Da, ce lipsește la noi, Septimiu? Firma sau nevoia sau încrederea micului podgorean, așa cum neîncrederea asta e peste tot în agricultura românească, pentru că aseară povesteam de o inițiativă, mă rog, a celor din Valea Arieșului și anume de a se asocia crescătorii de vite și de a face o federație, o cooperativă care funcționează excepțional, da? Zice, uite, suntem de ani de zile pe piață, au mai apărut vreo două în toată țara. Nevoie ar fi fost să apară încă 200, 300. Ei bine, n-au apărut asociațiile astea pentru că n-au încredere în cooperativă României. În toate domeniile României e aceeași problemă. Cine trebuie să vină? Să vină, nu știu, instituția aceea a brokerului, că îl denumim astfel, nu contează dacă așa îl cheamă în tocmai sau nu, care să vină să-i spună lui Septimiu Crișan, lui Dinu Criste, lui Andrei de la cameră, băi, adunați-vă mă la oaltă, faceți treabă bună, lăsați-mă să vă vând eu, pentru că știu să fac lucrul ăsta, pentru că am deschideri, am piețe. Tu produci acolo, fratele meu, ce poți să produci, ce știi mai bine. Dar nu știi piețele, nu cunoști, nu știi care sunt mecanismele, care sunt subtilitățile, pe ce ușă să intră, exact. Pe ușa din față, pe ușa din dos. Care cum ajung într-un restaurant, te tot duci și bazi la ușă, nu mă luați și pe mine, nu-mi puneți trei vinuri în lista de vinuri. Chiar dacă cele trei pot să fie mai bune decât altele exact. 30 care sunt exact. Acolo, e greu să-l convingi. Dar lacunele pe care le avem, nu numai în domeniul ăsta, munca în echipă, deci asta e o problemă în România, eu am observat-o mai multe domenii de activitate, este foarte, foarte, foarte greu să se ajungă la o muncă în echipă, o echipă bine sudată, o echipă bine închegată, o echipă care să lucreze de la
1 ianuarie la 31 decembrie, împreună, fără probleme. Aici avem noi lacune și din cauza asta noi nu avem încredere, cum spune aici, în brokerul de credite, care vine să ne ofere o paletă de 10, 15, 16 oferte de credite de la diferite instituții bancare sau nebancare ce pot oferi credite, sunt reticenți. Păi cum să-i mai dau și lui ăla un comision și eu mă duc direct la bancă și nu mai trebuie să dau un comision și lui ăla. Da, pierzi vreo 3 săptămâni și tu umblând din bancă în bancă săptămâni și tu n-ai cum să mergi la 17 instituții. Să faci o discuție exact clară, la să spună pe masă, uite, ăsta e paletarul de oferte, care ți se potrivește cel mai bine? Care acum, revenind la vinuri, cel care merge cu o ofertă undeva se prezintă, am fost nu de mult în Italia, un producător, o familie, sunt a 5-a sau 6-a generație de la începutul secolului trecut, trăiesc și lucrează în Podgorie de 5-7 hectare, nu mai mi-aduc aminte exact, puteți să căutați oricând pe net în zone gen Toscana sau Piemonte, producătorii atât au, 4-5-6 hectare. Și când o asemenea firmă, un broker cum l-am denumit, merge cu o ofertă de 500 de vinuri care provin de la 50 de producători, cel care primește oferta respectivă nu-și pune problema oare care din vinurile astea n-or fi ok și care or fi ok. Deci are încredere pentru că și ăla la rândul lui are experiență. Nu-i înființat nici la ieri. Ei, până la urmă trebuie să existe un început. Și unde vreau să ajung? Noi avem o producție bună. Mai în 2013 mai bună decât în 2012. Un an mai bun în 2013. Ne ameliorăm pe măsură ce anii trec. Ne ameliorăm în producție, ne ameliorăm în calitate, ne ameliorăm în cantitate, în raport calitate-preț. Dar concurența e mare pentru că în Estul Europei nu numai noi am beneficiat de fondul de fonduri și de această creștere a calității și a cantității și a experienței, a expertizei în domeniu. Și Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova. Deci eu zic că în următorii 5, 10, 15 ani aceia vor fi în față sau aceia se vor distinge pe piață, care vor ști să ia exemple de la cei care fac, deci, generații întregi. Și vorbim, bineînțeles, Europa, dar acum și lumea veche deja are câteva generații bune. Lumea nouă. Lumea nouă, pardon, California, America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud. Și dacă nu luăm acele exemple și alții le au, cu vinuri aproximativ egale sau, să zic, neglijabile la raport calitate-preț, poate să ne ia înainte dacă ei se folosesc de aceste pârghii care există de zeci de ani în alte țări producătoare de vin. Septimie, mai avem doar 3 minute la dispoziție și vreau să comentez următoarea situație. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Viei și Produselor Vinivicole, e o dată din 2011, 4 milioane de hectolitri în România, ai pomenit și tu cifra, cam pe aici ne învârtim, dintre care 2 milioane vin nobil. Ok, asta e bine până aici, da? Am exportat România 7 milioane, aproape 8 milioane, să spunem rotund, de litri, milioane de litri în Uniunea Europeană, însă am importat, știi cât? De 10 ori mai mult. 79 de milioane de litri. Am importat vinul deja îmbuteliat? Vinul, sigur spre că da. Vânzare sau vin care urma să se proceseze? Vin. Asta ne spune. Pentru că aici decalajul între export și import e unul uriaș, da? Eu te întreb următorul lucru, adică cum poate fi comentată situația asta? E o neîncredere a consumatorului român încă în vinul românesc? De ce e cazul să importăm, să aducem în piață 7, adică mă rog, oricum bem mai mult de acasă, că vorbim de 7 milioane de litri, nu vorbim de, da, nu hectolitri. De hectolitri, da? Dar totuși, când vom reuși să punem balanța asta în echilibru? Nici nu știu că trebuie neapărat asta urmărit. Până la urmă, consumatorul după caută... După suntem o piață de consum mai mult decât consumatorul suntem... caută un vin bun. Inclusiv în Franța și în Italia, piața vinului e plină de vinuri din lumea nouă, Franța e plină de vinuri din Italia, Italia de vinuri din Franța, din Spania. Nu e obligatoriu să urmărim. Noi trebuie să urmărim creșterea calității vinului și a raportului calitate-preț.
întotdeauna trebuie să existe, piața este liberă, să existe vinuri, pentru că vorbim de vinuri, la fel cum există și autovehicule. De ce nu avem numai exclusiv Loganuri în România? Exact așa este și la vin. Consumatorul trebuie să știe și să poată alege cel mai bun vin în momentul potrivit sau în momentul când el dorește să bea un vin bun într-o situație dată. Ce ai mai aflat de pe piața românească? Au mai apărut noutăți incredibile așa, în plural al gustului, al rafinamentului? Al... De obicei, noutățile apar toamna și așteptăm acum Good Wine, primul târg important de vinuri în noiembrie, atunci apar noutățile și cei de la Cramele Oprișor vin cu noutăți. În general, toți atunci... Mm-hmm. Acum se vorbește doar, dar de degustat încă nu se degustă, începând cu luna noiembrie. Deci toamna, de obicei, noiembrie... Debut, octombrie, noiembrie apar vinurile, nu neapărat vinurile proaspete. Cele proaspete poate să apară la sfârșitul lunii noiembrie, dar vinuri proaspete pentru piață, calde, deci, pe toamna piață. Toamna se numără vinurile noi, da, să zicem așa, da? Vara muncim, iarna bem, ca să începem din nou primăvara. Este o expresie ceva de genul ăsta. Da. Mulțumesc mult, Septimiu, că ai revenit în studioul nostru. O să ne mai întâlnim cu Septimiu și săptămânile care urmează, pentru că ne-am propus să facem o leacă de educație, să mai învățăm cam ce se întâmplă în... și în domeniul ăsta, pentru că este unul plin de rafinament și eu zic că ar fi caz să mai trăim și rafinați, că cu siguranță nu ne poate dăuna sănătății în niciun caz. Continuăm emisiunea noastră, ne întoarcem în câteva clipe, vom discuta acum despre ceea ce mâncăm, da? Despre cum ne hrănim, despre cât de sănătos trăim. Vom începe, desigur, discuția de la un pahar de vin cu nutriționista Laura Biriș. Ne-am întors, dragi prieteni, în următorul ceas. Stăm de vorbă despre ceea ce punem pe masă, ce mâncăm, ce bem, cum putem face în așa fel încât să trăim bine, așa cum ne-a promis președintele Traian Băsescu, adică ne-a promis, ne-a sugerat că ar fi bine, dacă vrem să nu trăim prost, să trăim bine. Dar nu ne-a învățat nimeni care-i și rețeta. Poate aflăm ceva din taina acestei rețete a traiului bun în această seară de la Laura Biriș, nutriționist. Salut, bună, Laura, îți mulțumesc că ai revenit la noi. Mulțumesc de invitație, bună seara. Bună seara și telespectatorilor. Laura, mi-ai dat o veste foarte dezamăgitoare. Te-am întrebat înainte de a deschide emisiunea dacă bei vin. Și mi-ai zis, nu prea beau vin, nu prea îți eu cu vinul. Acum dăm din casă. Vreau să discutăm despre vin. Tocmai a plecat Septimiu de aici, nu? Da. Și noi facem aici, nu promovăm, mă rog, beția, nici de cum, viciile. Sunt par de vin, știe toată lumea că e leac, poate fi medicament. Cu siguranță. Pus lângă o masă. Tu, mă rog, nu zic că suferi, evident, de nicio boală, dar totuși poate fi un adjuvant, poate fi preventiv parul de vin la masă. Tu cum vezi? Da, însă niciodată persoanele care nu consumă alcool nu vor fi îndrumate să consume alcool. Putem să ne luăm acele vitamine, minerale și antioxidanți și din altceva, nu neapărat din alcool, însă paharul acela de vin, apropo de Septimiu care a fost aici și a vorbit puțin despre drumul vinului, paharul acela de vin cei care îl consumă fac foarte bine și să nu renunțe la obicei. Nici să nu-l transforme într-un pahar fără fund. Însă să nu renunțe la acest obicei, pentru că este cât se poate de sănătos, mai ales dacă este un vin de calitate. Deci trebuie... Prima condiție să fie din struguri, nu? Exact. Natural, da? Știm cu toții că pe piață există și vinuri care sunt orice în afară de vin din struguri. Așa, să fie din struguri și dacă se poate să fie și din struguri roșii. Deci să fie un vin roșu, pentru că tocmai acele componente ale strugurilor roșii, adică resveratrolul, este un antioxidant extrem de puternic și ne face foarte bine atât la sănătate, la sistemul cardiovascular, însă și la tinerețe. Cum să păcălim puțin anii. Deci putem să păcălim anii și printr-un pahar de vin. Am auzit oamenii dintre ăștia. Uite, eu când beau o sticlă de vin, ce dintr-o dată copiii mi-s la facultate, conturile bancare mi-s pline, mă simt ca la 20 de ani.
nu? E, și mai exista și o... Și din punct de vedere științific, mai putem să păcălim anii cu paharul, cu paharul de vin, pentru că conține acele substanțe, acei fitonutrienți, antioxidanți extraordinari și... Poate că data viitoare o să fac și eu excepție de la regula mea și o să, o să bea un pahar de vin. Într-adevăr, la ocazii se întâmplă, însă nu am obiceiul... Deci nu te așezi la masă seara, la cină și spui, uite, lângă cina asta frugală sau cum o fi, poate ne spui și ce mănânci la cină de obicei și poate... Începem cu micul dejun și le luăm așa. Așa, însă nu, mă gândeam la asocierea paharului de vin, peste zi, mă rog, ești în mașină, mai conduci și atunci sigur că nu întotdeauna îți permis să cu siguranță... bei un pahar de vin la prânz. Nu, dar nici seara. Seara la cină, nu știu. Uite, unii au făcut o filozofie națională chiar din povestea asta. Că ne referim la francezi, că ne referim la italieni, da, bună oară, sunt oameni care, cum să spun eu, sunt foarte prieteni cu și sunt mult mai sănătoși decât noi. Și trăiesc bine, mersi, adică mănâncă ce mănâncă, e un termen, nu? Așa acel e. Paradox francez, așa care e. Ce înseamnă? Acel... Ca să priceapă toată lumea. Acel paradox francez este semnul ăla mare de întrebare pe care noi ne-l punem și zicem, măi, acei francezi mănâncă foarte multă brânză, brânză grasă, brânză cu mucegai, tot felul de specialități care mai de care mai consistente și mai bogate în colesterol, mănâncă foarte multă carne, însă ce se întâmplă cu ei pentru dau că... Dau bani mulți pe foie gras ăla, nu? Exact, adică mănâncă foie gras. 100% colesterol, știi? Și, și ei, ei la masa de prânz, la masa de cină asociază toate aceste preparate cu paharul de vin. Este nelipsit. Inclusiv la prânz, apropo și... de... Da, 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 sigur că nu. Ei nu da. Se urcă la volan. Da. Și practic... Iau troleibuzul. Iau troleibuzul, mijlocul de transport în comun, ce vor ei. Însă, datorită acestor componente din vin, practic asta este explicația cercetătorilor, că vinul ăsta de foarte bună calitate la ei este cel care e răspunzător de faptul că bolile cardiovasculare și obezitatea sunt mult mai reduse decât incidența în, lor e mult mai mică decât în restul Europei. Dar asta a fost, iartă-mă, o să-ți continui, da. A fost o răutate strecurată din partea ta și nu mi se pare corect, da? De ce? Vinurile lor fiind și de mai bună calitate. Ce vorbești aici? Noi bun. Tocmai asta propovăduim în fiecare seară, cât de bune sunt. Luați parlele de acolo, vă rog frumos. La cu apă mai ales. Vinurile românești sunt niște vinuri de mare excepție, să știi. Dar dovadă și faptul că se înghesuie italieni, se înghesuie austrieci, se înghesuie nemți, se înghesuie francezi, să facă podgorii de viță de vin în România. N-ar veni să facă dacă ar ști că în România nu avem un... Da, așa e. Aici premisele excepționale. Ai dreptate cât vin... timp bem vinul ăla. Da. Cât timp mergem în supermarket și luăm un vin îmbuteliat de foarte proastă calitate, lucru care se întâmplă, pentru că dacă nu s-ar întâmpla, nu l-am avea pe rafturi, ei bine, degeaba zicem că bem vin dacă alegem să bem un vin care nu e făcut din struguri. Prin urmare... E apă colorată cu puțin spun, alcool. Prin urmare, accesul la o viață lungă și ăla trece prin portofel, nu până la urmă. Dacă ai bani să-ți cumperi un par de vin de calitate, o hrană de calitate, ai șansa să-ți prelungești poate, și un vin, poate existența. Și un vin de la bunici, și un vin... Uite, care... Andrei, iartă-mă, Andrei, colegul meu de la cameră, tot băga în urechea cu câteva seri, că banii nu sunt așa de importanți. Sau cum spune Andrei? Ia spune-mi. Problema banilor? Zi-mă că am uitat, uite. Păi spune cu voce tare, ca să spun acum, m-am apucat să zic cu oamenilor și îi las așa cu înceață. Nu banii sunt o problemă, lipsa lor, da, uite, mi-am amintit, și că sunt și alte lucruri mult mai importante decât banii, dar ca să ți le permiți, ai nevoie de bani. Tot așa, și accesul ăsta la o viață lungă trece prin o hrană de calitate, și printr-o viață lipsită de stres, aia iară vine din... Din păcate, hrana de calitate costă mai mult decât o hrană de calitate inferioară. Aici mă refer la tot ce înseamnă mezeluri, care noi credem că sunt carne, dar sunt orice altceva în afară de carne. Da. Știi că era o vorbă, românul-i frate cu codru, știi? Românul-i frate cu salamul, cu parizerul, ultima cu cremvul, știi? Exact. Deci exact. Trăim dar, așa. Din păcate, sunt frați cu aceste alimente, tocmai pentru că sunt mult mai accesibile decât o carne de calitate, un pește bun. Depinde foarte mult de unde te aprovizionezi.
dacă alegi să te aprovizionezi din mediul rural, poți să ai alimente de calitate la prețuri foarte bune. Excelentă idee. Și noi o susținem, să știi, și uite că e foarte bine că vine din gura unui nutriționist, pentru că, iată, e la îndemâna omului să se hrănească. Da, e la îndemâna. Și la un preț bun, pentru că cu siguranță vei cumpăra de la tanti Morcovii, Marioara, la un anumit preț. De la morcov, cartof, legume, așa mai departe, la inclusiv carne, că dacă îi rogi pe un țăran în curtea lui să țină, domnule, ține și mie 10 curci într-un an de zile, că uite, mănânc carne de curcă. 10 curci, 10 găini, un porc. Vin în fiecare weekend și-mi iau cofragul cu ouă de la tine din casă și uite că așa poți să iei un preț și mai bun. Îl ajut și pe omul ăla. Și pe ăla ridici din iobăgie, din evul mediu, da? Și uite așa cum o mână spală pe alta. În familie pui pe masă niște produse de calitate. Și nu dai o căciulă de bani pe ele, pentru că le iei la un preț acceptabil, ai hrană de calitate. Acum, important este și cum o gătești, că putem să avem materie primă de foarte bună calitate și ne batem joc de ea în ultimul hal. Deci, aici trebuie luat în calcul tot aspectul ăsta care ține de... Integrat, cumva. Pentru că putem să mâncăm cremvuș și să-i fierbem și să zicem, vai de mine, dar i-am fiert și nu i-am prăjit. Și putem să avem o carne de pui de foarte bună calitate și să o prăjim în foarte mult ulei. Și iarăși, degeaba a fost puiul crescut cu grăunțe dacă noi l-am prăjit în ulei. Deci aici trebuie să le știm pe toate și să le aplicăm pe toate. Fie vorba între noi acum. Da. Tu, nu știu, gătești în ulei, te întâlnești cu ce pomeneam noi din aur, cremvuș, știi, de la... Să mai fac cu ochiul, frate, că până la urmă suntem victime ale gustului, ale memoriei gustului mai curând. Dacă noi în copilărie am mâncat ceva acolo, bă, ce gust avea o cremvuș de ea pe vreme, nu știu, poate erau mai bun, poate nu erau mai bun, poate erau la multă fel. Multă lume am întâlnit, apropo de chestia asta cu parizerul, mamă, ce aș mânca un parizer ca pe vremuri. Eu n-am pofte dintre astea. Vai de mine, ce aș mânca o linte. Și se uită lumea la mine și zice, ok, și ce-i aia? Și cum se face? Deci, gustul se educă. Dacă știi că un lucru îți face bine și îl încerci de câteva ori, îl prepari într-un anumit fel încât să fie prietenos și cu papilele gustative, gustul se educă și poți să ajungă să-ți placă lucruri la care nu te-ai gândit niciodată. Am întâlnit persoane care din toată varietatea noastră de legume mănâncă două tipuri de legumă. Atât. Nu mănâncă altceva. Ei bine, depinde foarte mult cum comunici tu cu tine ca persoană. Ce este important pentru tine? Pentru că tot ce înseamnă boli legate de alimentație, nu dor. Sau dor decât în momentul în care este foarte târziu și boala e avansată. N-o să, eventual ai o indigestie care zici, măi, am mâncat un pic cam mult. Dar și obezitatea... Dar până să ai indigestia aia, cu siguranță tu acumulezi mulți... Exact, acumulezi mulți toxine... Mulți dușmani, mulți adversari în organismul tău, fără să știi, nu? Așa e. Deci gustul se educă. Dacă știi, dacă ai cunoștințe, care este un alt lucru care ne lipsește cu desăvârșire, de ce nu este bine să... Nu știu, să mâncăm mezeluri. Știm că nu-i bine, dar de ce? Ce conțin mezelurile alea de nu-i bine să le mâncăm? Că noi le vedem carne acolo. Glutamat de sodiu. Monosodic, exact. Nitriți. Face toți banii, adică nitriți, bani. Nitrați. M-am întâlnit în casă cu un condiment de pui. Eu nu folosesc așa ceva, cred că era întâmplător. Și v-ați salutat? Ne-am salutat, însă eu, obișnuită fiind să citesc etichetele alimentare la absolut tot ce îmi pică în mână. Păi mai pus să citești altceva, nu te supără acum, că etichetele, dacă dai iama într-un supermarket și vrei să-ți cumperi ceva de mâncare, da? Așa, da. Pentru un weekend, când mai ești și musafiri. Și dacă te apuci de citit și etichetele, crede-mă că se închide. Auzi, stau multe ore. Vă rugăm să vă îndreptați către casele de marcat. În 5 minute magazinul nostru se va închide. Chiar stau multe ore și chestia asta am aplicat-o chiar și cu pacienții mei. Adică noi mergem la cumpărături. Învățăm niște lucruri practice pentru că noi cumpărăturile le facem o dată la 2 zile, o dată la 3 zile. Degeaba vine omul la mine în cabinet, eu trebuie să-i alăt un lucru practic. Stai, păi te duci cu ei la cumpărături? Da, mă duc cu ei la cumpărături. Tu nu lucrezi nimic toată ziua acum, adică toată ziua shopping?
E una din etapele în procesul de învățare și de educare. Și ce faci cu ei? Hai, spune-mi, că sunt foarte curios. Deci ești la magazin cu... Așa, vedem. Da, iartă-mă, acum nu vreau să-i jignesc pe nimeni, că și eu sunt puțin așa peste kilogramele care ar trebui să le am. De obicei, se poate rezolva, nu este o chestie vin, care... Dacă se poate, o să vă spun eu, o să mă vedeți în două săptămâni. În cât timp crezi că s-ar putea rezolva problema asta? Două săptămâni. În două săptămâni le-ai pus? Nu prea. Aproximativ. Cam în cât timp le-ai pus, în atâta timp le dăm și jos. Acum să nu spui lucrul ăsta, că nu mă mai apuc, că nu mai am speranță. Eu le-am pus acum 15 ani, are rost acum să mai aștept 15 ani ca să scap de ele. Te împaci cu... Te împaci cu gândul și la revedere. Mai, important e să nu pui și mai mult. Nu pun, nu, că m-am stabilizat. Ce? De spune-mi totuși. Bun, te duci cu ei de mână în magazin, da? Da. Vedem care sunt produsele care... De obicei care... oameni supraponderali, subponderali, că și aici e o poveste, nu? Am din toate categoriile. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să lucrez cu foarte mulți oameni sănătoși care au venit la mine și mi-au zis, Laura, vreau să învăț să mănânc. Adică eu mănânc, dar nu mă hrănesc. Vreau să învăț să mâncând să adică mă hrănesc. Adică să nu mă furajez. Ne furajăm în general. Exact. Stăm la iesle și... Exact. Vreau să știu că ce pun în farfurie este bine și sănătos cum pentru corpul farfuria? Meu. Mai țineți un pic farfuria acolo, nu arată? E bine? Stați să vedem ce e acolo. E un orez cu niște cârnăciori, dacă bine văd? Cu tot felul de aberații, nu știu de ce au pus-o. Asta au pus-o ca să ne taie pofta de mâncare, exact. Să taie pofta de mâncare a celor care se uită acum la noi. O să vă trimit niște fotografii târzie. Cu ce am gătit eu și... O șaorma. Aici nici o șansă, să știți, nu m-ați ghicit. Eu am așa, mă duc spre alte orizonturi, mai austrieci așa decât spre Balcani încolo, că nu... Bun, deci suntem în supermarket. Niște banane, vă rog să-mi trimiteți, da. Așa, suntem în supermarket. Așa. Eu cu pacienții mei care sunt, am spus, din toate categoriile, și oameni sănătoși, și oameni bolnavi, chiar și copii, adolescenți, deci practic avem, acopăr, până acum am acoperit toate paletele de vârstă și categoriile de pacienți. Și practic mă interesează foarte mult să văd ce consumă ei în mod obișnuit. Poate ei chiar neștiind aleg chestii ok, aleg niște produse de calitate pentru că le plac și la gust. Și de acolo pornim. Să vedem de ce e bine să consumăm un anumit produs, luăm, citim eticheta, înțelegem eticheta respectivă, vedem ce înseamnă toate valorile alea care sunt trecute acolo, ce sunt alea lipide, kilojuli, kilocalorii, fibre, zaharuri, glucide, pe unul scrie grăsimi, pe unul scrie lipide, deci și etichetele astea sunt... Nu sunt standard. Nu sunt standard. Limbajul în care se comunică nu e unul și de la un capăt la altul. Și nu e explicat populației, adică... Ce e kilojul? Că eu am fost bâtă la fizică sau la chimie, nu știu unde s-a învățat. În kilojul sau în kilocalorii se calculează practic valoarea energetică a unui aliment. Cât energie îți dă ție alimentul respectiv, energie care vine din principiile nutritive, din carbohidrați, din grăsimi și din proteine. Am înțeles. Deci, practic, câtă energie ne furnizează corpului produsul respectiv? Energie care poate să fie de calitate, pentru că tot timpul auzim vorbind de grăsimi bune, grăsimi rele, carbohidrați buni, carbohidrați răi. Și atunci, toată chestia asta cu alimentația trebuie luată, practic, treptat și învățată, ca să o știi toată viața. Și cât te duci? 7 ani te duci la magazin cu... pacienții. Nu, mergem odată. A, odată și... Da, odată, de două ori vedem care sunt, comparăm, pentru că așa putem să cumpărăm produsul care ni se potrivește cel mai bine. Vrem să luăm, nu știu, niște cereale de mic dejun, de exemplu. Și vedem, măi, când avem niște cereale de mic dejun, la ce trebuie să fim atenți? Uite, comparăm asta cu asta, nu comparăm struț și cămilă. Comparăm niște lucruri care să fie de același fel. Vrem să cumpărăm o brânză, vrem să cumpărăm o șuncă, pentru că avem și posibilitatea în comerț, deși mică. Dai voie să cumpere șuncă? Da, să cumpărăm o șuncă de calitate.
Deci... Și cum o detectăm? Ai un aparat, un detector care te plimbă așa prin dreptul raftului? Aici, da. Îți scotociți după... Asta e aparatul și asta. Bun, ce? Nu știu, textură, chestii, abar n-am. Spune și tu mie. Când cumperi o șuncă de pui, să zic, sau de curcan, te aștepți ca șunca respectivă să fie ce? Să fie carne. Dacă vezi o etichetă în care... Se poate și altfel? Pe care scrie șunca respectivă are 30 sau 40% carne, ce, îți pui un semn de întrebare? Ce mănânc? Eu fi mâncat ăla, era vegetarian curcanul și am mâncat grăunțe, am mâncat ce îi restul? Unde-i carnea? Dacă eu mă aștept să mănânc carne păi și... Ei trei hălci dintre alea de șuncă, 30% în asta, 30% în aia, 30% și face 100%. Și ai făcut 90% măcar, e rezonabil. De aici se începe, putem să vedem, este șuncă, găsim șuncă pe piață cu 95% carne și se simte ca și gust că mănânci carne. Trebuie să învățăm să citim foarte bine eticheta. Uite, te rog să amendezi imaginea asta, mie mi se pare oribilă. Deci dacă te duci la nunți în România și te pui la cum se cheamă, la masă, aperitivul, da? Da. Primul fel care ți... Bă, aceleași chiftele, aceleași rulouri, uite, de șunculiță între aia, cu temir ce, cu țelime, nunțile sunt într-adevăr o problemă. Deci o chestie absolut, să mă ierte cei care au nunț, au avut acum de curând, dar mi se pare odios meniul la nunț în general. O atâta lipsă de imaginație. Nu mai e nici produsul la tradițional românesc în care zici, bă, da, a fost o nuntă țărănească, o nuntă ca în nunta Zanfirei, da? Dar o lipsă de imaginație și de gust până la urmă în farfurii de te de cap. Să știi că m-ai atins tocmai la un subiect la care, să zicem că mă pricep foarte bine, adică nunțile. Am organizat nunți la viața mea înainte să fac ceea ce fac și în momentul ăsta. Și ai că te-ai jenat la un moment dat. Ai zis, bă, mai pot să propun astfel de meniuri, că totuși mă recomandă calitatea de nutriționist de curând, nu mai pot să fac lucrul ăsta. Într-adevăr, și care-i treaba? Spune și tu mie acum. Se merge foarte mult pe meniu conservator. Există anumite restaurante din Cluj care au încercat să introducă anumite specialități mediteraniene, creveți, fructe de mare, tot felul de tartine, și cu somon, cu icre. Pleacă înainte să pună darul miresei și din... lasă-mă de ăsta creveți la masă. Dar da, din invitați, că de regulă la o nuntă, să zicem, normală, vin undeva la 200-300 de oameni. Jumătate sunt fie rude și neamuri și familie care provine poate și din mediul, provin și din mediul rural, și jumătate sunt prieteni care poate ar accepta un meniu mai sofisticat și mai inovator. Și atunci vine problema. Eu ca mireasă trebuie să îi împac pe amândoi. Și atunci aleg să pun chifteaua, că știu că o mănâncă și prietenul, că pentru Nelu. Exact. Crevetele și pentru, dacă le pui creveți Patrick, unor persoane care n-au văzut așa ceva în viața lor, zic, mă, cam sărăcăcios meniul ăsta. Poate la cap și preț a fost dublu decât un meniu tradițional, însă cui pasă? Și mi-au pus aici lucruri pe care eu nici nu pot să le mănânc. Mă duc acasă și deschid frigiderul. Dar, într-adevăr, din punct de vedere nutrițional, nunta este un dezastru. Cum ați notat chestia asta? Toată vara îmi veneau pacienții la consultații după weekend, am avut nuntă. Ok, și cu nunta cum? Păi am compensat prin dans. Da. Ar trebui să se danseze de când am ajuns la nuntă și până... După nuntă, fraților, pe jos acasă, maraton, dar de câteva ori până acasă și înapoi. Și dacă asta cu condiția de 5 ori până acasă și înapoi, condiția să stați la cel puțin 10 km de locul în care s-a întâmplat. Deci la nuntă trebuie să mănânci un sfert din ceea ce ți se dă ca să fie, să zicem, acceptabil cu normele nutriționale. Asta pentru că e prea, nu știu, e prea consistent. În primul rând e prea mult cantitativ. E prea mult cantitativ. În al doilea rând e și prost calitativ, să fim serioși, în foarte puține locuri se cumpără o marfă de foarte bună calitate. Chiftelele, Dumnezeu știe din ce carne a fost făcută, nu sunt chiftelele alea care luăm noi carne acasă fără grăsime, o tocăm,
punem chifteaua, nu o prăjim în ulei, o punem la cuptor și putem în felul ăsta să facem o chiftea care să fie sănătoasă. Deci nu e chifteaua aia, e chifteaua care a fost prăjită în același ulei în care au mai fost prăjite încă 350 de luna chiftele, asta. Exact. Și uite așa ajungem dintr-o mâncare care poate fi sănătoasă acasă la o mâncare care la un restaurant e totuși, îndoielnică. Laura, dansul, da. Țuiculița aia, nu tradițională românească, nu ajută, adică nu rezolvă problema din, arterilor, a digestiei. A... Din contră, alcoolul în afara acelui singur pahar de vin este un inamic al pierderii în greutate. Inamic declarat. Pentru că alcoolul stimulează, catalizează, este practic catalizatorul ca acele calorii pe care noi le-am mâncat să se transforme în grăsime. De treabă. De treabă. E prieten foarte bun. Și practic în momentul în care... Acum stau pe gânduri și mă întreb, mănânc prea mult sau... care o fi răspunsul. Sau altceva. Deci primul pas în momentul în care vrem să dăm jos câteva kilograme e acolo, la alcool. Uite că n-am anunțat încă telefonul, dar haide să luăm și niște telefoane pentru că avem un telespectator care dorește să intervină în direct cu noi. Bună seara, domnul Dumitru! Bună seara! Din Cluj-Napoca vă... Vă ascultăm cu plăcere. Aș vrea să știu la ce clinică sau la ce cabinet aș putea să contactez pe domnișoara nutriționistă. Asta e imposibil, nu avem voie să vă spunem unde. Dacă lasă domnul număr de telefon. Lăsați un număr de telefon în regie și o să vă spună, o să vă sune Laura după okay. Emisiune sau mâine, da? Da, bine, bine, bine. Ce ați fost la nuntă săptămâna asta? Nu mă duc, am un diabet puternic și alte probleme. N-am ce căuta eu pe acolo. Păi stați un pic, ce dacă aveți diabet, nu vă puteți duce la nunți? Vă abțineți, că tot despre asta vorbea Laura. Da, credeți că mă pot abține? Vai de minește. Laura, ce-i spui domnului Dumitru? Uite, credeți că mă pot abține? Sunt răspunsuri, uite, facem, uitați-vă, debutează acum, să zicem, relația pacient-specialist între dumneavoastră și Laura, da? De aici pornim, deci cum tocmai să mă abțin? Am spus că alimentația sănătoasă mulțumim și gustul... Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim, domnul Dumitru. Tocmai am spus că alimentația sănătoasă, gustul se educă. În clasele primare, Laura, tu spui așa, adică totul se educă, dar unde? Se educă... Că mergem la școală să învățăm să scriem, să citim, din da? Din păcate, școala ne învață total altceva decât ar trebui să ne învețe. Eu am lucrat și cu copii și educația nutrițională ar fi una din lucrurile obligatorii care ar trebui să existe în școli. Ar trebui să știm de mici ceea ce mâncăm. Și apropo de cazul domnului Dumitru, în momentul în care avem și o patologie asociată, cum zicea dânsul, de diabet, motivația să ne schimbăm alimentația este mult mai puternică și motivația asta stă la baza tratamentului dietetic. Practic, dacă nu ai un motiv puternic să schimbi ceva în viața ta, să ieși din zona aia de confort, nu știi de ce faci lucrul ăsta. Practic, trebuie să renunți la anumite lucruri, să le înlocuiești cu altceva, lucru care pentru tine ca persoană poate reprezenta un doliu, adică măi, nu mai mănânc chifteaua aia pe care obișnuiam să o mănânc sau șnițelul respectiv, însă niciodată nu trebuie să scoți ceva din alimentație fără a introduce altceva. Și aici vine nutriționistul să facă, după cum am zis, chifteaua aia sănătoasă, deci să nu o scoatem de tot, să zicem gata, de mâine nu mai mâncăm chiftele. Nu, hai să schimbăm un pic rețeta și modul de preparare ca mâine la masă în farfurie să punem o chiftea sănătoasă. Haide să facem un fel de mâncare, o prăjitură de exemplu, care pentru diabetic poate să fie doar un vis frumos, hai să vedem ce punem în ea încât să putem să o mâncăm, în ce context o mâncăm, în așa fel încât să nu ne facă rău și să avem și plăcerea aia că alimentația ne satisface și papilele gustative, nu neapărat nevoia aia de a supraviețui. Aici era problema, că na, orice mâncare sănătoasă pierde practic din componenta gust. Adică, sau noi suntem până la urmă în stare, dacă tu spui că ne putem cultiva gustul,
E chiar o școală, fraților, ați cultiva gustul, așa cum există Universitatea Gustului în Italia și în care asta te învață, să-ți cultivi maxim capacitatea de a înțelege un aliment, de a te întâlni cu el în toate tainele lui, într-adevăr, în toate subtilitățile lui. Dar de obicei lumea zice, bă, dacă fac puiul ăla, nu știu, nu mai are gust, mă, ce să mănânc o chestie... Puteți să fiți surprinși că alimentația sănătoasă poate, chiar poate să aibă gust. Alimentația sănătoasă nu înseamnă să mergem la păscut de mâine și să mâncăm numai iarbă și salată. Deci, departe... Deși am înțeles că recomand celor din zodiile de pământ, orbivorilor, să facă acest lucru. Departe de mine gândul să ieșim la păscut... Însă trebuie să luăm atitudine înainte să apară problemele și dacă au apărut, cu atât mai mult să încercăm să mergem pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun, fraților, ne ducem după o scurtă pauză, revenim apoi și continuăm discuția despre mâncăm. Omul este ceea ce mănâncă, așa se spune, da? Acum, eu am o explicație așa, una spirituală, să spunem, la textul ăsta, poate vi-l spun după pauză, dar dacă e să zicem așa literar, omul este ceea ce mănâncă, înseamnă că putem fi, și când spui cuiva, bă, ești o legumă, nu sună deloc fain, nu sună deloc încurajator, dimpotrivă se simte prost, deși leguma aia e un principiu de viață și ea până la urmă și chiar ne face bine. Ne întoarcem îndată. Ne-am întors, oameni buni, continuăm discuția cu Laura Biriș, nutriționistă. Laura. Da. Am rămas la cum, la întrebarea domnului Dumitru, și anume, cum îl ajutăm pe un om să se abțină? Pentru că educația, ne-ai spus, ar trebui să înceapă foarte devreme, în școală, în casă, în familie, de la 7 ani de acasă să echivaleze și cu o predilecție spre anumite mâncăruri, spre... Dacă în casă moderație. Nu se consumă anumite alimente sănătoase sau, sau e un anumit stil de viață, să-i spunem sedentar, să-i spunem nesănătos. Dar ce-i spui unui om? Adică, uite, domnul Dumitru, ce, dar ce crezi că dacă mă la nuntă pot să mă abțin? Mai e de lucru cu oamenii ăștia? Da, poți să te abții. Dacă te duci la nuntă, poți să te abții. Dacă domnul Dumitru ar vedea complicațiile a ceea ce înseamnă un diabet... Dar le văd oamenii, să știi, de multe ori le văd. Că oamenii știi cum. Știi dacă că aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine, aia nu-i bine. Că-ți dăunează, nu în sensul că nu-i bine numai, că nu-i neutră. Da? Și totuși ești, bă, hai că numai acum și de mâine mă las de fumat. Ai văzut vreodată, ai văzut vreodată o complicație a diabetului la picioare? Nu. Nu. Dacă domnul Dumitru lângă farfuria de mâncare de la nuntă ar pune o asemenea poză și ar zice, băi, dacă eu mănânc farfuria asta acolo s-ar putea să ajung, cred că i-ar cam sta în gât. Sau ar ști ce să aleagă din farfuria aia. Eu zic, uite, așa cum găsim pe pachetele de țigări tot felul de imagini, da? Da. Eu zic, la nunți, de acum încolo, sub aperitiv, să se pune tot așa o poză cu tot felul de chestii nasoale, așa, care să-ți cadă pofta de mâncare. Și cu țigările. Sunt persoane care reușesc să se lase de fumat. De ce? Pentru că ajung la o anumită capacitate de înțelegere și de conștientizare. Exact așa e și cu alimentația. Nu vor putea toți oamenii să ajungă pe drumul cel bun, nu vor putea toți oamenii să adopte un stil de viață sănătos, însă aceia care vor da de oamenii potriviți și de acele persoane cu care să rezoneze, în care să aibă încredere și în care să creadă că, uite, persoana asta mă poate ajuta și chiar să o facă, persoanele respective au toate șansele să facă mici modificări în alimentația lor, care pentru sănătate să însemne enorm. Nu trebuie făcut nimic, nimic dintr-o dată, nimic brusc. Schimbările... Adică nu de azi m-am lăsat de... Exact. De astăzi îmi schimb radical total modul de alimentație. Da? De mâine sunt, nu știu, de mâine sunt vegetarian. Eu eram iubitor de carne și de mâine sunt vegetarian, că am auzit eu că e sănătos. Ei bine, schimbările astea durează, cred că, maxim o săptămână.
Pentru că supui organismul unui foarte mare stres. Nu poți tu ca organism de mâine să renunți la tot ce ai știut de 20-60 de ani încoace, pentru că organismul are o memorie. Are o memorie cu care el este obișnuit și memoria trebuie să se schimbe, dar se schimbe treptat. Dacă de mâine intervenim la ceea ce înseamnă cină, hai să vedem de mâine la cină ce facem ca să mai reducem, să vedem dacă o săptămână, două reușim și abia apoi să vedem care e următoarea sarcină pentru următoarele săptămâni. Și în decurs de 6 luni, un an de zile, să ajungem la niște obiceiuri alimentare sănătoase, dar fără să simțim efortul și când te gândești la stil de viață sănătos, practic te gândești la renunțare, te gândești la lucruri... Da, e o corvoadă, e o pedeapsă, exact. E o caznă. Îmi fac rău, de fapt, eu renunț la lucrurile care mie îmi plac. Nu renunț la nimic care să-ți placă, înveți să-ți placă altceva. Din nou învățăm. E o chestie... Descazi în greutate, dar devii un frustrat, un iritat, un... Nu. Cazul în care renunți brusc. Cazul în care... Da, de aceea... Tu îi strâmbi la nevastă, la prietene, la... Așa că tu, de fapt, cum să spun eu, tocmai ai renunțat la lume, exact. La plăcerile tale. Alimentația este o plăcere. Înainte de toate, mâncăm din plăcere, ne răsfățăm mâncând. E una din plăcerile lumii să mănânci ceva bun. Ei bine, dacă și chestia asta devine un chin, am terminat. Deci trebuie să facem ca această alimentație să nu ne facă rău și să ne facă plăcere să o mâncăm. N-a zis nimeni niciodată că nu putem să mâncăm o prăjitură, nu putem să savurăm o mâncare ca la mama acasă, dar nu tot timpul. Baza și pilonii fundamentali trebuie să fie sănătoși și în plus de asta completați de o activitate fizică constantă și... Încă un factor despre care n-am vorbit absolut deloc și care este extrem de important, stresul. Stresul? Deci, da. Despre stres vorbim îndată, fraților. Uite că ați afișat și telefonul pe ecran, 0264-431-231, e numărul la care vă așteptăm. Mai avem puține minute la dispoziție, vreo 15. Dacă doriți să adresați vreo întrebare, vă așteptăm de acum încolo. Pomeneam, Laura, înainte de pauză, că spunea un filozof, Feuerbach, că omul este ceea ce mănâncă. A salvat exprimarea asta, pentru că dacă am zice omul este ceea ce mănâncă, ce mănâncă omul? Porc? Ce poate să fie omul? Porc? Nu știu. Mănâncă legume? Ce poate să fie? O legumă? Iarăși nu ne convine. A venit un teolog, în schimb, și a salvat exprimarea asta și mie îmi place extrem de mult și o spun și celor de la televizor din seara asta, că dacă omul, de pildă, ar mânca trupul și sângele Mântuitorului, ar fi purtător de Hristos. Iată că omul poate să fie ceea ce mănâncă și poate să se simtă foarte demn, foarte mândru de posibilitatea asta. Avem un telefon? Avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, cum vă numiți? Victor Mărân. Victor? Da. Domnul Victor, vă ascultăm, domnul Victor. Sărămâinile! Bună seara! Domnule Sărămâinile! Sunt diabetic de 31 de ani, împlinit. Da. În februarie am avut 31 de ani când am fost depistat cu diabetul Zahara. Insulinodependent. Fac un studiu pentru diabet. Vreau să vă spun ceva. Eu nu folosesc... Deci, tot timpul am mâncat ce am... Ce ați poftit, a? Ce am poftit? Am mers la coasă, Nu am exclus absolut nimic, nici clisa. Adică slăninuța aia bună, nu? Da, absolut. Cu ceapă, cu ei, vedeți? Usturoi. Ceapă, usturoi. Nu am exclus. Și la prânz tot timpul folosesc așa ceva. Da, la micul dejun. Nu la... La micul dejun. Și pune la micul dejun. Pune și o țuiculiță lângă? Absolut.
Așa. Nu, nu, după, de-aia merg la treabă. La prânz. La prânz. Țuica la prânz o folosim. Am înțeles. Nu, la micul dejun nu folosesc absolut deloc. Am înțeles. Bun. Și unde avem întrebarea? Acum nu e o întrebare, dar e o mărturisire a dânsului că, uite, că de 31 de ani duce un diabet pe picioare și... Într-adevăr, dânsul a spus un lucru foarte important. Merge la coasă. Mai aveți vreo întrebare, domnul Victor? Dacă nu, am mers cândva. Ați mers cândva. Câți ani aveți acum? Nu, că și inima și TBC-ul deja ori intrat în... Opa, păi vedeți că ați deschis o poartă acum. Acum ne spuneți de fapt că da, diabetul l-am dus, dar mai deschis niște porți pentru niște afecțiuni. Bine, dar ăsta îi vă văd în casă la mine. N-am înțeles. Bun. Haideți că încercăm să formulăm un punct de vedere. Mulțumim pentru intervenție. Laura, tu ce spui? Dânsul a menționat și de afecțiunile cardiovasculare, care sunt în strânsă legătură cu... Și un TBC. Care sunt în strânsă legătură și cu diabetul și cu ceea ce mâncăm. Nu a menționat domnul dacă este sau nu într-o suprapondere sau într-o obezitate. Era interesant de știut. Însă, într-adevăr, slăninuța aia de la țară eu n-o blamez. Poate dânsul se aștepta să zică, vai, de mine, nu slănină. N-aș pune-o fiecare zi pe masă, însă nu o blamez. Ce mâncăm în magazin cu monoglutamat și cu nitrit și cu toate chestiile alea care abia le citim pe etichetă, poate să fie mult mai dăunător decât o slăninuță care o are domnul de la porcul, pe care l-a hrănit, l-a crescut, l-a tăiat și slăninuța aia care a făcut-o el cu mâna lui. Nu aș blama-o pentru că e în contextul unui om care are o anumită activitate fizică, adică să mergi la coasă, da. E ceva, motiv pentru care bunicii noștri nu au murit atât de mult sau n-au avut boli cardiovasculare și diabet așa de mult cum se întâmplă în zilele noastre, însă având în vedere afecțiunile pe care domnul le are, acea slăninuță ar trebui să rămână pentru Paști și pentru Crăciun. Deci nu o blamăm, dar nu coborâm din pod, fraților, exact. Da? De cât de două ori pe an, hai să zicem așa, de Paști și de Crăciun și la revedere după aceea, aviz amatoarelor de slănină din țărișoara. De ce? Pentru că este un aliment puternic caloric. E practic o formă de energie într-o formă concentrată. E grăsime pură. Uh-huh. E grăsime saturată în cea mai mare parte, adică acea grăsime care... Știm că nu ne face bine, știm că afectează sănătatea cardiovasculară și știm că este cea care ne crește riscul de aceste afecțiuni. Dați înapoi imaginea, vă rog eu frumos, că vreau să o pun pe Laura să-și aleagă ceva din coșul ăla de bunătăți. Laura, cu ce te-ai duce acasă din coșul ăla? E un ardei capia. Acolo, văd ardei capia, da. Pentru Dumnezeu. Plin de antioxidanți este. La culoarea nu poți să-i decori, înțelegi, acasă. Nici coșul, nici ardeul. Da, și în coș aș face un aranjament floral excelent. Ah, ok. Pentru nuntă. Pentru nuntă, da. Deci aș lua, este și un măr acolo, dacă nu mă înșel, și un ardei capio și ceva verde. Cred că aș putea să păstrez toate lucrurile alea. Vezi? Dacă o mai aducem pe Laura să vorbească despre hrană, despre produs tradițional, cu siguranță vom face de servicii enorme producătorilor de produse tradiționale, așa că o să evităm pe Laura din principiu. Așa poate să faceți un bine altor producători, celor care o să faceți un bine agricultorilor, care cresc niște legume de calitate, o să faceți un bine chiar și celor care cresc animale, pentru că n-am nimic împotriva puiilor, curcanilor, nici chiar a porcilor, cărnii de vită. Cât timp e o carne slabă, e o carne fără grăsime și gătită în mod corespunzător, suntem cei mai buni prieteni.
Da. Dar produsele preparate sunt cele care pot să ne pună semne de întrebare. Dar bun, dacă slănina ai spus, bă, coborâți-o din pod de două ori pe an, cârnații și toba și alea, tot așa de sărbători mai... Toba. Acolo, toba, răciturile, acum asta e o discuție care vine mai mult în contextul Crăciunului. Răciturile, dacă sunt făcute cu carne macră, nu cu tot felul de zgârciuri și carne cu grăsime, deci dacă folosim o carne macră, pot să fie un aperitiv puțin caloric, sănătos și de care să ne bucurăm la masa de Crăciun sau în orice fel de circumstanță. Dar tocmai pentru că nu de grăsime trebuie să ne ferim. Deci în contextul cărnurilor, în contextul mezelurilor, grăsimea este cea care ne face probleme, grăsimea și acele substanțe care se pun în aceste produse ca să le dea gust, ca să le dea culoare, ca să le dea volum și practic să ne înșele pe noi cumpărătorii că mâncăm un lucru de foarte bună calitate și foarte gustos. Ajungem să nu ne mai placă ceea ce este natural, să mâncăm un pui de casă și să zicem nu e fraged, e ațos și n-are gust? Sau să... Dar e paradoxal, vezi, dacă ne uităm în regnul vegetal, să zicem așa, generalizând, roșiile, castraveții, pardeul, toate legumele pe care le punem în grădinuța din spatele casei, aveau gust, au gust. Doamne, da? Ce rău să-mi pară de roșiile astea bune. Toată nu o să dispară, stai liniștit, că am pus la cale o platformă. Nu știu cum, dar te rog să-mi spui și mie, pentru că... că avem vreo 3-6 de soiuri de roșii tradiționale, toate cu gust, toate diferite puțin între ele, și ca textură, și ca și culoare, și ca geometrie. Ei, în zona asta, și anume, produs tradițional, adică făcut de om acolo, manufacturat aproape, are gust. Puiul de care spui tu și alte produse. Alte produse din carne, parcă nu au același gust pe care îl are, ce spuneai tu, salamul, șunca aia pusă în raftul magazinului, pentru că sunt adăugate potențiatori de gust în ele. Pe de o parte, puiul de casă pierde în detrimentul produsului convențional, să spunem, industrial, și roșia aia, iarăși, care are gust, pierde în dauna unei roșii care nu mai are gust. Vin copii din Occident care, așa cum pomenea de memoria gustului, nu au o memoria gustului, pentru că n-au mâncat niciodată roșia aia făcută de mamă sau de străbunicul în curte, da? Mănânc o roșie și spune, ce e asta? E o prostie. De ce e o prostie? Are gust. Roșiile nu au gust. Castraveții nu au gust. Dacă mănânci cu ochii închiși dintr-o farfurie, nu știi ce mănânci. Dacă nu te uiți la ea și vezi că da, asta e roșie, așa prin urmare e pătrăgită. Am ajuns să curăț un morcov și să zic, miroase a morcov. Ăsta are miroase a morcov, să gust din el, să zic că are gust de morcov. Inclusiv morcovul. Deci un morcov din grădină proaspăt scos din pământ versus morcovul pe care putem să-l găsim în supermarket în mod frecvent. Deci, da, dacă avem... Crezi că bătălia asta va fi pierdută până la urmă de produsul tradițional, produsul ăla original, da? În lupta cu agricultura convențională, până la urmă, că năvala e mare, adică lumea se duce la supermarket și chiar o să te rog în încheiere să mai militezi o dată pentru o hrană sănătoasă pe care putem să o găsim în gospodăria încă țărănească românească. Deci, România are un potențial încă teribil, are 1 milion de gospodării încă în mediul rural. Deci, trei orășeni de la tine din vecini, poate să zică, băi, Laura, hai să mergem, uite, la tanti cu tare, să ne luăm de acolo fiecare sâmbătă și o să țină pentru noi un efectiv de animale. Și, cum spuneai, o să se bucure și Xulescu din comuna Săvădisla că, uite, așa mi-am întregit și eu veniturile. Găsiți un prieten pescar care merge un prieten pescar care merge la pescuit și poate să vă aducă pește proaspăt.
putem să mergem și în supermarket, pentru că și din supermarket să ne plimbăm în supermarket, putem să alegem anumite produse de calitate și de această industrie alimentară să știm ce să luăm de la această industrie alimentară. Să luăm, să luăm pe perioada iernii niște legume congelate, pentru că legumele congelate își păstrează toate vitaminele și mineralele legumelor în stare naturală, așa. Să beneficiem de produsele, legumele în conservă, iarăși e o alternativă foarte bună, mai ales acum mai ales pe perioada iernii, unde nu vom avea acces la atât de multe legume proaspete de calitate. Deci, practic, tot ce înseamnă industria alimentară, să știm ce să luăm de la ea, să ne facă bine și în rest să migrăm spre surse de hrană cât mai naturală și care pentru noi este accesibilă. Dacă mergem și ne mutăm într-o altă țară, cu siguranță nu mai avem posibilitatea ca la 10 km de Cluj să găsim o gospodărie care să ne ofere acest avantaj. Pentru că lumea vine în România și se uită la văcuțele care merg pe stradă ca la un film, exact. Zici, cinema în aer liber, adică se turnează un film de dimineața aici? Până seara, de 100 de ani. Și încă avem posibilitatea, chiar dacă nu avem bunici la țară sau părinți la țară, avem posibilitatea să găsim o familie, să facem bine cuiva și să ne facem bine și nouă. Mai ales să fac apel la tineri. Apelul ăsta, cu alte cuvinte, ar suna așa: băgați-vă mințile în cap, fraților. Da? Treceți și mâncați sănătos, luați de mânuță copilul, nevasta, prietena, prietenul, mergeți la doi pași de orașele în care trăiți și luați-vă o hrană sănătoasă de la gospodarul ăla care vă pune și mierea de albine și magiunul de prune în borcanel și zacusca și fasolea și absolut tot. E la îndemâna voastră să mâncați sănătos. Și nu e scump. Prețul comodității e de multe ori... Deci nu e scump în contextul ăsta să mănânci sănătos, poate să fie mai ieftin decât sau mai convenabil. Față de țări foarte industrializate, în care aproape că e un lux. Așa e. E pentru o nișă foarte... Așa e. Noi încă putem să ne permitem acest lux, să mâncăm, vorba aia, bio, de la țăranul din... Da, un prieten care locuiește în Statele Unite îmi spunea: uite, cumpăr pentru copii un pui bio și pentru mine cumpăr altceva. Da? Lucrează și el și nevastă sa și câștigă ok, să zicem, da? Dar uite că... Dar prețurile sunt... Ați permite să mănânci sănătos, nu e la îndemâna nici a americanului, nici a neamțului, nici a multora de pe planeta asta, e la îndemâna românilor. Paradoxal sună, dar așa e. Și aici, și la noi, dacă un hamburger costă 5 lei și o salată costă 25, ce o să aleagă marea majoritate a persoanelor cărora le e foame? Salata. Da? Salată, fraților. Salată mâncăm, salată suntem. Noi punem punct aici astă seară discuției. Mâine ne vedem, e joi, ultima ediție din această săptămână. Mulțumesc, Laurei. Mulțumesc de invitație. Sărut bună și te mai așteptăm cu mare plăcere. Mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă că ne urmăriți. Cele bune, Doamne ajută!